Măcar a zis tot în primul vers. Da, exact, exact. E o piesă perfectă pe care să intri. I'm not here for you, right? A urlat lumea. Ah. Look at that. Au pus o piatră de mormânt, mă. Da. Bună seara. Sunt foarte bucuroasă să vă spun despre mine că sunt depresivă, ipohondră, anxioasă, anorexică, am 147 de fobii și am venit în seara asta să vă vorbesc despre fericire. Eu știu cine e. Nu există. Ți-a luat 5 secunde să o recunoști după voce. Normal că mi-a luat 5 secunde să o recunosc după voce, că am filmat împreună un sezon întreg la România Are Roast. Și se întâmplă minunea. O recunosc pe Teodora Nedelcu după primele 30 de secunde. A fost, da, în sfârșit recunosc și eu pe cineva. Eu am o rețetă a fericirii, dar pentru ea trebuie să merg în fiecare lună la psihiatru. După 32 de ani de viață mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine. Am fost la psihiatru și am aflat că sufăr de depresie postnatală. Că o am de când m-am născut. Cea mai mare problemă cu mine la naștere a fost că am supraviețuit. Țin minte că eu când m-am născut n-am plâns. Vedeam că sunt într-o lume nouă, nu știam ce se întâmplă, dar eram 100% sigură că visez. Până în momentul în care a venit doctorul, mi-a tras un pumn în spate. După aia am deschis ochii larg, am văzut în jurul meu jeg și sărăcie. Și am zis, asta e realitatea. E, de-abia atunci am început să plâng. Ce-am pus, mă, cruci? E foarte fain. Da. Apoi au venit asistentele, m-au luat, m-au pus în brațele mamei mele. Eu i-am zâmbit din politețe. Excelent. I-am zâmbit pentru că era prima dată când ne vedeam și voiam să fac impresie bună. Dar atunci s-a întâmplat o chestie extraordinară. Mama mea este o chestie care pe mine m-a marcat și m-a făcut să zâmbesc foarte rar în viața mea. Mama mea s-a uitat la mine și cu o voce cât se poate de duioasă mi-a spus: râs ca proasta. Și ca să înțelegeți de la ce ne-am luat, numele meu este Teodora, nume care înseamnă dar de la Dumnezeu. Da. Eu sunt genul de dar pe care mama l-a acceptat doar din bun simț și cu gândul că mă poate schimba cu altceva. Țin minte că ea chiar i-a spus lui Dumnezeu în momentul în care m-a primit în dar de la el: Doamne, chiar nu trebuia. Ai fi putut să trimiți doar o felicitare. Și cumva după aia eu chiar am fost folosită în familie pe post de felicitare, pentru că mama mea, de fiecare dată când primea vreun telefon de la vreo rudă de ale noastre și afla că a murit cineva din familie, mama, în semn de consolare, trimitea familiei respective o fotografie cu mine pe care scria: e, lăsați că nici nouă ne merge mai bine. Mama a rămas cu niște sechele în momentul în care a primit cadou ăsta de la Dumnezeu. Super! Excelent! Este îngrozitor. S-a întâmplat... S-a întâmplat ca de atunci să nu se mai bucure niciodată când a primit vreun cadou. De fapt, nu s-a mai bucurat niciodată, punct. Mi-am dat seama singură de asta după ce mi-a spus-o ea zilnic. Badea a dat ultim. Da, da. Lui nu-i place genul ăsta morbid de glume. El e mai pufulete, așa. Am aflat o chestie despre mine de curând. Eu chiar am venit pe pământ sub formă de cadou, pentru că am aflat, și poate știți și voi de chestia asta, că în momentul în care se naște un om, altul trebuie să moară. E un soi de balanță pe care încearcă să o țină Dumnezeu. Dacă face o familie tristă, să facă și una fericită. Când m-am născut, eu n-am murit nimeni. Dumnezeu a considerat că ar fi prea mult să facă două familii triste deodată. Interesant ar fi fost dacă aș fi murit eu la naștere. Pentru că așa ar fi făcut o familie fericită.
Și m-am tot gândit, oare Dumnezeu, cum s-a gândit El să le facă un cadou atât de original părinților mei? Și mi-am dat seama. Păi dacă eu sunt cadou de la Dumnezeu, păi înseamnă că eu, înainte să ajung la părinții mei sub formă de cadou, am fost un cadou pe care îl primise Dumnezeu, nu avea ce să facă cu mine. S-a hotărât să facă și el un giveaway. Hai să rugă și el niște urmăritori. De participat era super simplu să particip, tot ce trebuia era credința. Credința că dacă faci sex neprotejat, metoda retragerii chiar funcționează. Tata, mare credincios. Și experiența asta cumva m-a făcut pe mine să nu-mi doresc copii. Asta și faptul că mama mi-a spus zilnic, te rog să nu faci niciodată copii, nu repeta greșelile mele. Și mă gândeam că, ok, nu-mi doresc copii, dar nu fac pentru că nu-mi plac copiii. Nu, mie nu-mi plac oamenii. Dar copiii, da, că ăia nu sunt oameni. Și am observat că și copiii cumva simt simpatia mea față de ei, pentru că mi se întâmplă de fiecare dată când ies în parc să alerg. În momentul în care mă văd pe mine alergând, copiii din fața mea încep să alerge și mai tare. Și mă gândeam, Doamne, săraci, ce-o fi mă în mintea lor? Bă, dar și când îi punem mâna pe ei? Și atât din partea mea, vă mulțumesc frumos. Așa se fac glumele, dar Teodora, seara asta a fost... Bam! Bine! Excelent! Oh my God! A venit să-ți facă un ciudă, Maria. Eu sunt Teodora Nedelcu, iar povestea vieții mele începe tragic. M-am născut. De ce? L-am întrebat pe tatăl meu, care are filozofia în sânge, și mi-a spus, eram beat. Păi și mama, măta dormea. Eu mă consider o persoană cool, pentru că sufăr de depresie. Știți depresie? Da! Boala aia pe care o faci când n-ai ce face? Asta spun ceilalți oameni despre noi depresivi. Păi ăștia n-au ce face, mă, de-aia au făcut depresie. Ce n-aș face și eu, dacă eu am timp de așa ceva? Eu mor pe ăștia care spun despre noi, bă, dar voi aveți timp așa să stați să plângeți, eu o să mă duc la muncă, nu pot să stau să plâng. De ce, mă, ți-ți trebuie timp să plângi? Dar cine ai scățe să stai să plângi? Dar ce nu poți să răspunzi și la mail-uri să și plângi? Mie mi se pare incredibil că la noi în țară foarte puțini oameni înțeleg că depresia chiar este o boală, dar toată lumea știe cum să scapi de ea. Mi-a zis cineva la un moment dat, dacă vrei să scapi de depresie, trebuie să înveți să respiri cu rost. Păi, de ce? Până acum am respirat a... sau... Nu respirăm toți cu același rost să sufocăm planeta? Am primit un mail, uite cum să scap de depresie în 3 pași simpli. De ce mătii 3 pași simpli? Că unul e de ajuns. Important este așez cât mai aproape de margine. Mi se întâmplă foarte des atunci când sunt întrebată de ce am fața asta și spun că așa e fața mea și că sufăr de depresie, oamenii zic că e depresie, nu există, mă, te alinți. Eu când am simțit prima dată că se întâmplă ceva cu mine, m-am dus la mama, eram copil și am zis, nu știu ce se petrece, mă simt rău, am dureri din piept, îmi vine să plâng, sunt tot timpul tristă, mă doare capul, îmi vine să vomit, mama s-a uitat la mine și a zis, n-ai nici pe dracu, te-a tras curentul. Da, eu proastă. Am uitat că eram stat toată ziua și cu ușa și cu sufletul deschise. Bam! Bam! Bă! Oi! Hai să o luăm în brațe, serios! Să știți că până și noi depresivi suntem împărțiți în categorii în funcție de empatie, că în prima categorie sunt aia cu care te întâlnești și ești... Și cum reziști? Și tu începi. Ei, să ducă mult. Înțeleg. Gata, știu, ai spus tot prin asta. În a doua categorie sunt aia care zic, ce-ai tu, mă, depresie?
ai fost tu supărat 2 ani de zile și acum ai depresie. Bă, păi e un fleac ce ai tu, mă. Tu știi ce depresie am eu? Păi am depresia aia mare, mă. Bă, că așa am ajuns, să ne măsurăm depresia acum. Dacă ești așa șmecher, ia-ți depresia de mână și du-te cu ea la Jocurile Olimpice. Ia, vezi, reușești să iei aurul la sărituri de la înălțime? Nimeni nu vrea să facă fix ce ar trebui să facă ca să scape de depresie și anume să meargă la psihiatru. Pentru că zic că, cum să mergi la psihiatru? O să zică lumea că ești nebun. A, bine că suntem noi nebuni, că ne ducem la psihiatru, dar aia sunt sănătoși la cap când se duc și o votează pe șoșoacă în Parlament. Eu vă spun din propria experiență. Mai bine te duci tu acum de bunăvoie la psihiatru decât să te ducă familia mai târziu de forță doar într-o cămașă. Și cu asta vă mulțumesc. Eu am fost Teodora. Aplauze pentru Teodora Nedelcu! Hello, Morticia! Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Bună, bună! Bine! Vreau să-mi țap puțin sufletul. Vreau să vă spun, să vă spun o chestie. Eu am avut două mari traume în viața asta. Una am avut-o la naștere. Asta a fost o traumă foarte mare, faptul că m-am născut. Și la aproape 20 de ani după ce am scăpat de ea, m-a lovit alta. Eram într-o seară pe stradă singură, mă întorceam acasă. Am simțit că vine ceva din spatele meu și deodată m-a izbit violent în ceafă. Era gândul că doar banii aduc fericirea. Și mi se pare că sintagma bucură-te de lucrurile simple este inventată de oamenii săraci și nu e filozofie, este resemnare. Efectiv, de-a lungul timpului, sărăcia te învață să te bucuri de ce ți oferă gratuit natura. Dacă nici anul ăsta nu ai bani să pleci nicăieri în concediu, privește cerul. Și așteaptă, poate te trăznește Dumnezeu. Eu sunt genul de om care nu se bucură de absolut nimic în viața asta și nu am o problemă cu oamenii care se bucură. Bă, dar n-am o problemă cu aia care se bucură de ceva ce merită cu adevărat. În schimb, când îi văd pe aia care se bucură la orice rahat, nu știu dacă îi știți, pe aia care se bucură la prima zăpadă. Doamne, ferească, țipă, urlă, aleargă, se țânte, se dau capul de pereți. Bă, potoliți-vă, e zăpadă, nu e cocaină. Pun mâna pe telefoane, îi sună și pe alții să-i anunțe. Postează primii pe Facebook ca să știe și aia care nu au geamuri. Și mă gândesc, bă, dar n-ați obosit? S-ar vă bucurați în fiecare an, ca nici anul trecut și acum 2 ani și o să tot ningă. De unde dracu adunați atâta bucurie și de la un an la altul parcă e mai explozivă? Mi se pare incredibil pentru că am impresia că crește bucuria cu cât le scade salariul. Și mă gândeam la ei, Doamne, păi dacă tu faci în halul ăsta la o mocirlă, la mizeria aia, la mătreața din barba Domnului, bă, ți-ai imaginat că dacă tu te-ai duce să vezi aurora boreală, ai crăpa? Efectiv, n-ai cum să duci aia. Slavă cerului că nu-ți permiți un sejur în Norvegia când e aurora, că uite ce necas, s-ar aduce bucuria. Mi se pare incredibil și sunt familii cu copii pe care îi întreb și ați fost undeva în concediu anul ăsta? A, dar nu ne trebuie. Nu, dar noi aici de pe balconul nostru vedem cele mai frumoase curcubee. Păi și nu le vedeți cam gri, așa? Că nici eu nu știu, dar cred că de pe o insulă din Grecia se văd mai colorate. Nu, dar nu ne trebuie. Noi nici nu ne facem planuri pentru august, că trebuie neapărat să fim acasă, să vedem spectacolul stelelor căzătoare. Nu mă nebuni, că dacă nu erai tu acasă, stelele alea nici nu mai cădeau. Și asta ce bucurie îți mai aduce, mă rog? Doar că vezi că în universul ăsta mai cad și alte chestii în afară de planurile tale? Și după ăștia vin preferații mei, boemii. Hai să privim un apus unic. Cum mă, unic? Dă-l dracu, că a fost același aseară și alaltă seară și în fiecare seară. Nu e unic. Uite, doar privește cum se întrezărește roșul tangerin al soarelui cu albastru siel al norilor. Bă, lasă maierele de Van Gogh, că nu e cazul. Dacă-l vedeai de pe un iac din Caraibe, da, puteam să înțeleg că e ceva unic. Dar așa, din garsonierea ta, de pe balcon, din drumul taberei,
Ce vezi așa unic? De unde de-abia zărești printre rufele puse la uscat? Asta ți-aduce ție bucurie? Că vezi roșu tangerin prin găurile de la șosete? Eu sunt un om realist. Pentru mine apusul este semn unic că s-a terminat o zi de... și că urmează alta. Și mai de... Și tot oamenii ăștia sunt ăia care vin la mine cu argumentul că trebuie să ne bucurăm de ele, că sunt fenomene extraordinare. Că fenomenul extraordinar a fost și COVID-ul. Și încălzirea globală. Și tornadele tot mai dese din țara noastră. Bă, de ele, de ce nu vă bucurați? Când trăznește, de ce nu ieși afară să zburzi? Eventual pe lângă vreun copac. Trăznetul ce are? Pute, e negru. Și da, poate vă întrebați, băi, dar ce are fata asta de vede absolut totul în mizerie și... Păi, dar ăsta e primul sentiment cu care m-am întâlnit eu când m-am născut. Că la 5 minute după ce m-am născut eu, mama se uita cu atâta scârbă la mine, încât i-a zis și doctorul, ce, doamnă, sperați să fie băiat, nu? Și ea s-a uitat la doctor și a zis, sincer, speram să fie o... Și cu asta vă mulțumesc. Eu am fost Doamnelor și domnilor, din adâncurile tenebroase ale comediei se ridică o forță demonică care s-a întrupat aici pe pământ sub numele de Teodora Nedelcu! Seara, eu sunt Teodora Nedelcu, am 32 de ani și recent mi-am dat seama că sunt atât de jalnică încât nici pământul nu vrea să mă înghită. Ok. Mama m-a întrebat, cum dracu de-ai ajuns tu până aici, la cât ești tu determinată? I-am zis, baby, vezi că fata ta rupe în filozofia în două, iar prima lecție pe care am învățat-o în viață este că trebuie să înveți să-ți îmbrățișezi eșecul. Atunci mama mea s-a ridicat în picioare și cu lacrimi în ochi m-a strâns în brațe. Mi se pare oribil unde s-a ajuns cu jignitul și cât de ușor am ajuns să jignim oamenii. Săptămâna trecută am fost oprită de poliție, se uitau la actele mele, după aia s-au uitat la fața mea și au făcut, mamă, dar cât alcool ai băgat, mă, fată? Și am fost la modul, Jesus, dar acum dacă sunt urâtă, nu trebuie să mă faci și boschetară. Că eu, dacă te-am văzut pe tine că ești polițist, n-am început cu ironia să te înțeleg dacă ai citit Crimă și pedeapsa lui Dostoevski. Și apropo de boschetari, am cunoscut-o pe mama unui tip cu care mă vedeam și... am făcut cunoștință cu dânsa, eu încă eram lângă el, ea s-a uitat la fisul și a zis, hai mă, mamă, ce dracu, mai urâtă nu găseai? M-am enervat atât de tare și simțeam nevoia să-i spun ceva dureros. Și prima chestie care mi-a venit și pe care voiam să-i spun a fost să-i spun, doamnă, dar nu vă e teamă că poate fiul dumneavoastră caută în partenere similitudini materne? Dar după aia m-am gândit, Teodora, puiul meu, tu poți mai mult de atât. Așa că m-am uitat la ea și am zis, pe cine faci tu urâtă, fă boschetara dracului? Eu știu foarte bine cum arăt și ce pot, că de-aia am ajuns la vârsta asta să iau antidepresive cu pumnul. Plus că, la 5 minute după ce m-am născut, tatăl meu s-a dus în camera de bebeluși să mă ia, ca să mă aducă înapoi la mama, să creeze acea imagine adorabilă din filme, când ne unim prima dată, toți trei, și atunci mama, când l-a văzut cu mine în brațe, s-a uitat la mine, s-a uitat la tata și a zis, să mor tu, mai urâtă nu găseai? Și tata a fost, bă, era ultima. Și mie, mi-au zis povestea asta de când eram mică și eram, wow, extraordinar. Uite mă ce părinți am, m-au luat acasă. Eram foarte mândră de ei până am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Dar înțeleg că au reacționat așa, pentru că eu m-am născut prematur, în sensul că am venit pe lume mult mai devreme decât planificaseră ai mei să mă facă. Eu m-am născut la o diferență de un an și trei luni de fratele meu, pe când ai mei planificaseră să mă facă niciodată. Dar... pe mine nu m-a
afectează atât de mult lucrurile astea și acum traversez o perioadă minunată, sunt la un pas distanță de a arunca în cap și lucrez cu chestiile astea și vreau să depășesc niște limite. Și prima chestie pe care am făcut-o a fost să mă mut singură cu chirie, pentru că vreau să-mi depășesc limita bugetului. Și eu n-am locuit niciodată singură în cei 32 de ani ai mei și am zis să o fac acum pentru dezvoltarea mea, pentru creierul meu, pentru sănătatea mea mentală și pentru că m-a dat iubitul afară din casă. Da, am glumit, iubitul meu nu m-a dat afară din casă, am plecat eu pentru că efectiv nu mai suportam să stau în apartamentul lui, nu mai aveam loc, simțeam că mă sufoc în apartamentul lui cu 3 camere din aviației, așa că m-am mutat într-o garsonieră în Berceni. Nu eram de 10 ani împreună și eu după ce am plecat de acolo am simțit așa ca și cum aș fi și din carantină. Nu zic că toată relația s-a simțit ca și cum aș fi avut COVID. Mă, dar după primii 5 ani de relație mergeam așa prin casă, mă uitam la ăsta și eram: mă, ce dracu, eu nu mai am niciun gust? Păi și cred că am ceva și cu mirosul, că îmi pute ceva tot timpul. Și chiar așa s-a simțit toată relația, pentru că noi 10 ani nu am călătorit, n-am ieșit la restaurante, după 8 seara nu mai ieșeam din casă, ne întâlneam doar cu membrii familiei și începusem să purtăm mască, că efectiv nu suportam să ne mai vedem unul pe altul. Am decis să plec eu și să rămână el acolo, că era apartamentul lui, dar eu i-am zis la un moment dat: bă, dar nu vrei să pleci tu, că eu am cam multe chestii de creat, dar nu mi-a ieșit. Și am plecat și când îmi căutam o nouă locuință, m-a întrebat agentul imobiliar dacă îmi doresc ceva în comun la noua locuință cu cea veche. Și am zis da, să fie gratis. Îmi place foarte tare să locuiesc singură. Singura teamă și cea mai mare teamă pe care o am este că o să fiu găsită moartă în casă de medici legiști. Și asta mi se pare nașpa, că sunt sigură că o să mă judece și ei. Că măcar dacă eram găsită moartă de un iubit, mă putea să fie ceva romantic acolo, știi? Intra ăsta în casă, mă găsea lată pe jos, mă vedea și era: nu pot să cred, în sfârșit. Dar așa o să intre medicii legiști, o să mă găsească și dezbrăcată, o să intre asta, o să uite așa la mine și o să fie: ne, înțeleg de ce era singură. Ora decesului înainte de Hristos. Mircea, vino mă și ia-o pe asta, las-o dracu, că eu nu pun mâna pe așa ceva, că să ia după mine. E moartă, mai urâtă, nu găseai? Și în momentul ăla, eu sper ca Mircea să fie eroul meu și să-i zică: băi, cretinule, nu există mort frumos sau mort urât, există doar mort, cum nu există nici oameni frumoși sau oameni urâți, există doar oameni. Și atât din partea mea, eu am pus mâna.